Evanghelia după Ioan, capitolul 11, vom citi de la versetul 38, pagina Scripturii, ediția Conelescu, 1041. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 38. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea cărei era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat de piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului suntem la un timp de părtășie în casa Domnului și conform programării făcute de frați, așa au găsit cel mai bine de cuviință dintre toate bisericile din zonă să ajung la Betel Trosingen. Au spus că e cel mai aproape și de aeroport și de inima lor și așa mai departe. Și iată că după joi seara din nou sunt aici împreună cu dumneavoastră după un timp plăcut petrecut la conferință, epuizant ce-i drept, urmează să împărtășim câteva gânduri și permiteți-mi în timpul alocat slujirii să vă vorbesc de câteva lucruri din textul acesta biblic. Totdeauna la Betania pe Domnul Iisus îl așteptau niște prieteni. Erau 2 surori, Marta și Maria și Lazar. Nu știm prea multe ce au vorbit ei, deodată ce Biblia îi prezintă ca prieteni, cert este că au avut o părtășie foarte, foarte îndelungată și bună. Acum, acești prieteni a lui l-au văzut pe Domnul hrănind mulțimi de oameni, doar cu câteva pânicele și câțiva peștișori. Nu-și făceau niciodată problemă cu o streac prin foamete. Niciodată. L-au văzut pe Domnul vindecând orice fel de boală, fără să dea diagnostic. Să mai mergi pe la medic, să-ți găsească diagnosticul și apoi cu diagnosticul să mergi la Domnul Iisus, n-avea sens. Domnul Iisus rezolva problema și fără diagnostic. Te vindeca de orice boală ai fi avut. De aceea ei nu-și făceau niciodată problema de vreo boală, ceva. Chiar dacă ar fi venit, nu era nicio problemă. Și iată că prietenul Domnului Lazar se îmbolnăvește, dar de o boală destul de gravă. Și normal. La cine credeți că s-o gândit imediat surorile lui? La Domnul Iisus. I-a trimis imediat răspuns, prietenul tău Lazar e bolnav, vină imediat. Cu alte cuvinte, să rezolvă problema cum am găsit. Dar Domnul vrea să demonstreze și prietenelul lui și tuturor celorlalți că el nu numai că poate vindeca și poate hrăni, ci el poate și via. Și cu cine să facă demonstrația aceasta decât cu niște prieteni care îl pot înțelege, nu-i așa? Și iată că Lazar este cuprins mai mult de febra morții. Stau și mă gândesc și îmi imaginez cam cum se uitau surorile pe drumul, pe poteca sau pe drumul care venea la casa lor. Băi, doar i-am spus din timp că trebuie să vină. Și Lazar, prins de transpirațiile morții, înghearele morții și Iisus nu vine. Bine, Lazar moare, Iisus nu vine, îl îngroapă, abia a 4-a zi după ce a fost îngropat, apare și Domnul Iisus. Amândouă surorii reproșează un lucru, dacă ai fi fost aici. Fratele nostru n-ar fi, tu ești expert la vindecări. Și Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Da, știm, în ziua cea mare, de-apoi, știm, vom învia, cunoaștem teologii din punctul ăsta, dar acum el e acolo mort. Văzând că n-are cu cine vorbi, Domnul Iisus spune, unde l-a spus? L-au dus la mormânt pe care era o piatră mare așezată, cum obișnuiau evreii la timpul acela, să nu profaneze cineva mormântul sau să nu intre animale sălbatice. Și Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Apare un reproș. Doamne, mort de 4 zile, dăm piatra, miroase greu. Dar au dat piatra la o parte, după care Domnul a mulțumit Tatălui Ceresc pentru oportunitatea aceasta de a arăta că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune crezul de la Nicea și cum credem și noi, și i-a spus, Lazare, vino afară. Dacă spunea morților, ieșiți afară, aveam parte de prima înviere, atunci. Dar el a dat cu dedicație, Lazare, vino afară.
Și Lazar a ieșit afară cu mâinile și picioarele înfășurate după obiceiul de îmbălsămare a evreilor, a ieșit afară, după care Domnul Iisus a spus, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Din textul ăsta biblic și din momentul acesta frumos din Biblie, înălțător, care ne arată puterea Domnului, putem învăța câteva lucruri. Primele lucruri pe care o să trec fugitiv peste ele, este ce putem învăța cum lucrează Dumnezeu cu noi în vederea lucrărilor mărețe, a vindecărilor, a mântuirii, a salvării. Cum lucrează Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez, frații mei, este că Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu omul, nu îi place să facă lucrurile singur. El a făcut cerul, pământul, tot, dar de când l-a creat pe om, îi place să lucreze cu el. Există un concept teologic care spune, noi fără Dumnezeu nu putem, el fără noi nu vrea. Încă o dată vă repet, noi fără Dumnezeu nu putem mântui pe nimeni. Ne străduim noi așa, dar fără Dumnezeu noi nu putem mântui. El fără noi nu vrea. Fără implicarea noastră, nu vrea. De aceea veți găsi în tot Noul Testament și în toată Biblia că Dumnezeu așteaptă să facem și noi ceva. El are mântuirea, El are sângele ispășirii, El are totul. Dar dorește ca și noi să colaborăm. Dorește acceptul nostru. Nu există, toți știm că greșim mai mult sau mai puțin. Nu există cineva care să fie iertat de păcate doar așa că Dumnezeu e bun. Mă culc seara plin de păcate, cu cugetul care mă apasă, abia adorm, iar dimineața mă întâmpină Dumnezeu și spune, am știu că tu nu-ți ceri iertare, dar fiindcă eu sunt bun, eu sunt îndurător, azi noapte te-am iertat de păcate, te-am mântuit, bucur-te, cu oricum, eu am decis în dreptul tău. Nu există treaba asta. Totdeauna iertarea vine în urma colaborării mele. Dumnezeu are iertare, are salvare, are mântuire, are vindecare, dar trebuie să colaboreze cu mine. Spune Sfânta Scriptură, numai fugitiv, așa că Domnul Iisus știa tot ce gândesc oamenii și ce voiesc. Atunci de ce îl întreabă pe orb ce vrei să-ți fac? Ce-ar putea dori un orb față de cineva care vindeca pe cei cu orbire, fie că erau din naștere, fie că ajunseseră orbi, ce-ar fi? Ăsta este colaborarea. Pentru că orbul s-ar putea să fi dorit, Doamne, dăm un baston alb sau dăm un câine special îndreptat să mă călăuzească. Sau, cum a spus orbul, Doamne, să capăt vederea. Este modul prin care noi colaborăm cu Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să-L colaboreze cu noi. Așteaptă-te, dacă vrei să vezi lucrarea Domnului, să colaborezi cu Domnul și să fii pregătit să colaborezi cu Domnul. Doamne, ajută! Al doilea lucru din textul acesta biblic, frații mei, este Dumnezeu lucrează doar ceea ce omul nu poate. Colaborarea noastră cu Dumnezeu se vede la piatra aceea, dați piatra la o parte. Domnul Iisus, printr-un singur cuvânt, putea să spună, piatra, dă-te la o parte, rezolvi o problemă, nu trebuie să transpiri asta. Dar El le-a spus, dați voi piatra la o parte. Ceea ce e foarte important este că Dumnezeu lucrează ceea ce noi nu putem face. De transpirat putem transpira noi. De unit ne putem uni noi să dăm piatra la o parte. Dumnezeu lucrează după ce noi ne-am făcut treaba. Există foarte mulți oameni care vor Dumnezeu să mântuiască pe cei din familia lor, dar Dumnezeu de foarte multă vreme li cere să se smerească. La unii soții li mai cere să mai tacă și din gură. Da, efectiv, nu, nici nu te interesează ce spune Domnul. Vrem să vedem minunile, învierile lui. Și piatra rămâne pe mormânt. Domnul nu înviază pe Lazar să plimbe pe mormântul ăla, n-are pe unde ieși. Că noi n-am dat piatra la o parte. Nu. Dumnezeu vine prima nu și se asigură că noi am rezolvat problema. După care are sens să-l înviezi pe Lazar. Pentru că ai dat piatra la o parte. Ei, Dumnezeu lucrează după ce noi ne-am terminat treaba. Câte lucruri nu promitem noi lui Dumnezeu că le facem? Doamne, anul ăsta voi fi așa, voi face așa. Și Dumnezeu ia lucrurile în serios. Măi, dacă faci așa, și eu, după ce El termină de făcut astea, voi face următoarele lucruri. Pe noi nu ne apucă luna și ne dăm seama, a, n-am mai făcut, dar vrem minunile Domnului. Nu e așa că câteodată există câte o promisiune a Domnului. Și în promisiunea aceea Domnul ne vorbește lucruri deosebite, fiecare în funcție prin ce trece. Dacă are în familie pe cineva nemântuit, dacă are pe cineva bolnav, dacă are un anumit proiect pentru viața lui, persoana respectivă caută fața Domnului și Dumnezeu vine și îi spune, dacă te vei smeri, dacă te vei pocăi de lucrurile pe care le ai, dacă vei da mână de pace, dacă vei căuta fața mea, eu voi și spune lucruri de care aparține Dumnezeu. Noi suntem entuziasmați de ce va face Domnul. Extraordinar. Domnul a spus că vine, aduce, salvează, mântuiește și așa mai departe. Bun, s-a terminat lucrarea, punct. Ba, e frumos, a mai vorbit Domnul. Bun, dar ce a spus? O să zic că va mântui, va salva, va cutare. Dar ție ce a spus? Nu mai știu.
Deci nu mai știu. Dar așteptăm. Bun, așteptăm, nu se întâmplă. Vinovat e prorocul, vinovat e slujitorul, vinovat e ăla care a spus. Dar Domnul a cerut niște condiții la lucrarea ce? Da. Ori Dumnezeu lucrează după ce omul își termine treaba. Dacă noi tot începem treburi și nu le terminăm, dacă tot începem promisiuni și nu le mai facem și așteptăm minunile Domnului, v-aș spune foarte, e garantat că dacă piatra a rămas pe mormânt, Domnul nu produce învierea dacă piatra e acolo. Dumnezeu lucrează după ce noi am terminat. Și ultimul lucru, frații mei, Dumnezeu lucrează doar ceea ce, doar după ce omul își face pe arta lui și lucrează prin prezența lui Dumnezeu și îi dăruiește putere ca să poată face lucrurile respective. Nu vreau să insist prea mult asupra unor lucruri, să nu mă pierd în detalii. Vreau să vorbesc doar mai mult despre ce ar trebui să facem noi. Dumnezeu totdeauna își face partea lui, lucrează după ce noi terminăm, lucrează ceea ce noi nu putem, însă vreau să vorbesc câteva lucruri care ar trebui să le facem noi să vedem lucrările Domnului. Primul lucru care trebuie să le facă omul este mărturia. Sunt două lucruri care țin de mărturie. Primul aspect este a da piatra la o parte înseamnă unitate. Înseamnă să scoatem din traseul Domnului Iisus Hristos pe situațiile și persoanele care pot încurca această lucrare. Ceea ce vreau să vă spun eu aici, frații mei, pe linia aceasta și e foarte important de știut, este că trebuie să ne unim să dăm piatra la o parte. Nu contează cine e mort acolo, că moartea spirituală, spune Biblia, toți am fost morți în păcatele și în fără de legile noastre. Morții spirituali sunt diferiți de morții pe care avem noi în lumea aceasta, pentru că au un singur senzor care funcționează, un singur simț care funcționează. La un mort nu funcționează nimic. Omul mort poți să-l înțepi, poți să-l bajocorești, poți să faci ce vrei cu el. De ce? El e mort. La mortul spiritual funcționează ceva. Și atenție, spune Sfânta Scriptură într-un pasaj biblic din Evanghelia după Ioan, într-un mod foarte plastic și ne dăm seama de lucrul acesta, că tocmai lucrul acesta arată adevărul. Ioan capitolul 5, versetul 25 spune așa: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ce capacitate au morții aceștia spirituali, că e vorba de morții spirituale, nu de aia care înviază în ziua de apoi. Să audă. De aceea ni se cere să predicăm Evanghelia. Pentru că morții spirituali sunt sensibili doar la auz. De aceea ni se spune că credința vine în urma auzirii, nu a vedea. Pentru că foarte mulți, Domnul Iisus reproșa unor oameni, dacă ar fi fost făcut în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult, dar nu vine prin vedere, ci vine prin credință. De aceea o parte însemnată a slujbelor noastre este făcută prin predicarea Evangheliei, ca oamenii să audă Evanghelia și Evanghelia aceasta auzită poate învia pe cel mort spiritual. De aceea Apostolul Pavel, când preda ștafeta copilului său în credință, îi spunea: propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, că de asta au nevoie cei morți spirituali. Ori, stimații mei, ca Domnul Iisus Hristos să ajungă la cel care e mort spiritual, trebuie să fie dată piatra la o parte. Și dacă cel mort spiritual e copilul tău, e soțul tău, soția ta, vine dimineața la 3, miroase ce miroase, este cum este, dar e mort spiritual. Ai încercat, nu poți altfel. Singurul senzor care funcționează este auzul. Dar înainte de a rosti Domnul cuvântul dătător de viață, ne cere să dăm piatra la o parte. Sigur, probabil, Maria și Marta s-ar fi dus ele să dea piatra la o parte. Dar ce pot face două biete femei cu dita mai bolovanul? Ce pot face? Cert este că au fost oameni acolo care au sărit în ajutorul lor și au putut da piatra la o parte. Știți că de foarte multe ori a dat piatra la o parte o chestie de unitate? Vezi doi soți să roagă pentru copiii lor, îți galben de post și de rugăciune pentru copiii lor. Îți terminați. Știți cât e de important ca biserica să aibă liste de genul ăsta, să se ridice lângă ei și să spună: acum e momentul să vă ajutăm la împins piatra. Pentru că asta înseamnă să faci parte din biserică. Asta înseamnă să fii la părtășie cu ceilalți. Pentru că te unești și dai piatra la o parte. A te uni
înseamnă a lăsa deoparte celelalte păreri. Știți că noi de foarte multe ori când trebuie să dăm piatra de pe mormântul cuiva drag al meu, am în biserică oameni care mă simpatizează, ăștia ar sări primi, să mă ajute în cazul meu sau în ziua cea rea, cum se vorbea aici, să mă ajute, imediat. Dar sunt și oameni pe care eu am ofensat, pe care am venit la biserică așa și numai așa, ca să mă aflu, ce mai faci, băi, tot așa slăbuț ești, tot așa pe drumuri mergi, te bate vântul dintr-o parte în alta sau alte idei de genul ăsta, nu-mi cere nimeni să fac lucrurile astea, dar sunt expert, mă găsesc. Bun, când se aude că piatra trebuie dată la o parte, știți, cu o serie de oameni nu sară în ajutorul meu? Pentru că mi-a plăcut să mă contrazic cu ei, privitor nu la lucruri păcătoase, privitor la revenirea Domnului. El crede că revenirea Domnului înainte din necaz, eu cred că e în timpul necazului, altul crede că e după necaz. Și aici discutăm niște treburi de numai, înțelegi? Și la un moment dat, din cauza acestor lucruri, din cauza spălării picioarelor, din cauza cinei Domnului cu păhărele sau cu pahar, din cauza unor lucruri pe care putem să le luăm așa liniștit, să le punem alături, din cauza aceasta, eu nu mă unesc cu el, am auzit copilul lui nu mai vine la adunare. Asta e situația. Băi, dar o șerus să ne rugăm, să-l ajut cine vrea. Păi, dar unde ne-am șifonat noi? Tocmai la discuții la care trebuie să avem maturitate să le purtăm. Doamne ajută! Dacă nu avem maturitatea asta să le purtăm, scuzați-mă, o să fie momente când te vei simți sigur în fața unei provocări și ai nevoie de frați în momentul respectiv. De aceea e bine când ești într-o comunitate să spui părerea mea personală despre situația asta este, dar eu, cum am eu părerea mea, așa îți respect și părerea dumitale. Nu discutăm de păcat. Nu discutăm de alte situații. Și acolo există un tratament care se face. Nu cu drujba. Se face cu bisturiu, se face elegant, frumos, că doar de aia. Dar și acolo există. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru a putea da piatra la o parte, trebuie să se unească cineva cu tine. Imaginați-vă că am fi în fața unui asemenea mormânt și luăm văd pe la dumneavoastră, deci băieți așa care vin în cămăși mulate pe ei ca să vadă că s-au făcut la sală și îi spune, măi, încearcă să muți piatra la, de aici. Merge el acolo și împinge piatra, spune, nu merge. Bun, hai dumneatale, împinge și el, nu merge. Bine, vine altul, mai solid, împinge și el, nu merge. Bun, dar singurul lucru care trebuie făcut, ia puneți toți mâna pe piatră și la 1, 2, 3 și dăm piatra la o parte. Dintr-o dată piatra aceea se mișcă. Știți că de foarte multe ori lista aceea rămâne pentru că batem împrăștiat? Cât e de important ca biserica să se unească pentru anumite nume, pentru anumite urgențe. Eu dacă v-aș întreba în seara asta câți v-ați rugat pe lista, v-ați rugat pentru neamurile voastre, care au fost și cam atât. Am întâlnit comunități care atunci când au rezolvat o problemă, dau piatra la o parte. Știam de un caz unui tânăr, lucra în Austria și câștiga bani. Nu prea știu cum mergea cu biserica, cum nu mergea, dar la un moment dat a luat-o pe arătură. Adică nu mai judeca, vorbea iurea, efectiv, trântea. Deci, din băiat meseriaș care câștigau grămadă de bani, dintr-o dată n-ai cu cine vorbi. Nu ai cu cine vorbi. L-a luat prietenii lui, l-a luat din Austria, l-a adus acasă în biserică, adică ne aparținea, părinții erau disperați. Un băiat gata de căsătorie, să-l vezi că vorbește iurea, să-l vezi că vede așa, speria pe toate. Ce au făcut biserica în momentul respectiv? Bineînțeles că aveau bolnavi pe listă, aveau și la spital, dar dintr-o dată biserica aceea a spus, fraților, mâine, că băiatul l-a adus azi, mâine, nu-i zi, mâine suntem la adunare cu post și rugăciune. Frații din biserică în ziua respectivă, care erau liberi, au venit la adunare, ceilalți erau în post, pe unii erau. Până seara au stat în rugăciune. Seara, băiatul a început să vorbească din nou corect, a plecat înapoi în Austria, s-a căsătruit la locul lui, dar au dat piatra la o parte, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori sunt situații, da, prezentăm lista, aceea v-am spus, fiecare cu afinitățile lui, fiecare, dar să ia biserica piatra de pe, să insiste pe direcția respectivă. E foarte important de știut asta. Ori pentru a avea oameni, când ajungi la ziua cea rea, să sară lângă tine, trebuie să știi să trăiești în biserică, trebuie să știi să respecti. Cum spunea Sfânta Scriptură, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și dacă în alte lucruri tu ai o altă părere, nu-ți bag eu neonul în ochi și nu vezi 2 săptămâni zile. Dumnezeu, cum m-a luminat pe mine, te va lumina și pe tine. Și trebuie să avem răbdare să ne lumineze. Doamne ajută! Că cu mine au avut răbdare în foarte multe aspecte. Eu aș vrea să-l conving pe el în 2 ore. În 2 ore. Dar Dumnezeu vine și spune, dar cine te-a pus pe tine să-l convingi?
Dacă au trebuit 10 ani să te conving de un anumit lucru, în lucrul în care ai ajuns cu aceeași părere ca el, umblă la fel, iar în restul cum te-a luminat Dumnezeu pe tine, așteaptă, rabdă, că îl luminează și pe el. Slăvit să fie Domnul! Dar până atunci ce fac? Până atunci eu vreau să Nu, trebuie să îi îngăduim pe frații noștri, când au de dat piatra la o parte, să punem umărul și să dăm piatra la o parte. Dumnezeu să ne ajute! E foarte important de știut lucrul acesta, pentru că a menține pacea cu frații tăi contează enorm de mult. Este o legătură a păcii pe care trebuie să o menținem. De foarte multe ori o rupem din râvna noastră pentru Evanghelie. Ori nu uitați, râvna este, când suntem încălțați, cu râvna Evangheliei cui? Păcii, frații mei. A păcii. Că n-ai râvnă, dar pentru dezbinare, nu-i a păcii. Nu-i a păcii. Câte biserici n-am văzut rupte? Așa scrie în Biblie, frate, Evanghelia mea spune așa. Măi, dar asta e râvna Evangheliei păcii? Că pacea aceea pe care trebuie să o ai tu, trebuie să păstrezi lângă tine oameni. Cât de mult am observat în comunități unde bisericile din anumite principii, de cele mai multe ori din cauza numărului mare din membri și a spațiului care nu se mai putea extinde, s-au făcut alte comunități. Problema este că atunci când apărea un năcaz, o mormântare, toate comunitățile cele suspendau slujba și stăteau acolo lângă cel care trecea prin năcaz. Dacă era vreo boală, ceva, pe monitoare, la toate comunitățile apăreau numele celui care avea nevoie de dat piatra la o parte. Pentru că asta înseamnă, frații mei. De foarte multe ori lăsăm ca anumite lucruri să fie între noi și frații noștri, de multe ori piatra rămâne acolo. Și câtă vreme noi nu ne-am terminat lucrarea, Dumnezeu nu-și poate desăvârși minunea sa. Al doilea aspect, pe lângă a da piatra la o parte, este să pregătim accesul Domnului către cel în nevoie, adică să facilităm prezența Domnului acolo. Asta se face prin mărturia pe care o depunem ca oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus în noi și că suntem colaboratori cu El. Noi nu avem voie să ne facem reclamă la anumite lucruri, la cât de pocăiți suntem. Nu avem voie să ne facem reclamă la câți bani avem, cu toate câteodată ne mai facem. Nu avem voie să ne facem reclamă la ce mașini avem. Nu, trece la mândrie. Însă Biblia ne spune că avem voie să facem reclamă la ceva. Blândețea voastră să fie, fă-ți cât vrei reclamă aici. Efectiv, arată la toți că ai blândețe la maxim. Fă-ți reclamă la lucrul acesta. Mai sunt lucruri la care Dumnezeu ne dă voie să se vadă acele lucruri. Sunt faptele pe care le facem la nivel comunitar, frații mei. Există fapte pe care le facem în mod particular. Și acolo Biblia spune să nu știe stânga ce face dreapta. Dar atunci când e vorba de fapte făcute la biserică, comunitar, acele fapte trebuiesc văzute. Sfânta Scriptură ne spune într-un pasaj biblic pe care vreau să vi-l prezint. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, Biblia spune așa. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sunt fapte bune pe care oamenii trebuie să le vadă. De foarte multe ori și în domeniul acesta întâlnesc o stare de zgârcenie care se acopere sub zona aceea ce stă, face dreapta și nu știe stânga. Și zgârciți o iau, domne, că el fiindcă nu a făcut nici cu dreapta, nici cu stânga, e bine că nu știe nici măcar una de alta. Dar ca și comunitate ar trebui să existe posibilitate de a face așa ceva. Pentru că de foarte multe ori accesul Domnului la evangelizare, la mântuirea unui suflet în funcție de lucrul acesta. Să vă dau doar câteva exemple. Țin minte mai multe cazuri când într-o anumite comunități de frați, bisericuțe mai mici evanghelice, la un moment dat, pe timp de iarnă, a ars casa unei familii de ortodox cu vreo 6 copii. O ars acoperiș, o ars tot, o trebuie să iasă afară, au venit pompierii și când vin pompierii cu apa, sting tot și focul de acum și cel care se va mai face vreodată, îl sting și pe geala. Deci bagă apa de numai acolo. Bun, familia aceea o trebuie să iasă de acolo, o luat trei copii, o luat niște rude, părinții o luat și cu ăla micul, o luat altcineva, pe ceilalți o luat altcineva, împrăștea asta rude prin sat. Și acum toată comunitatea stătea și se uita ce se va face. Na? Frații de la biserică s-au adunat și ei și cineva care spune, măi, pot să dau și eu niște grinzi.
Altul a spus, eu pot să dau vreo 2 metri cub de calabur, de beciau, de ce au ei nevoie. Altul, băi, atâta, bă, dar ce înseamnă asta, la ce mai au ei acolo, ce s-a dărâmat, ce s-a făcut și așa mai departe. Și la un moment dat, bordul de conducere a bisericii a prins ideea că e momentul să fie lumină. Și o să voi, oameni buni, noi toți avem bani strânși deoparte. Unii dintre voi vreau să meargă în concedii, altul vrea să schimbe mașina, altul vrea să facă, să schimbe mobila de bucătărie și așa mai departe. Putem face un efort în momentul ăsta când toată lumea se uită la familia asta să facem ca accesul, domnule. Știți că noi pocăiți suntem vorbiți în sat, că pocăiți ăștia sunt și mai, sunt cu tare, au, nu știu cum se descurcă, îmblă cu celelalte, ne pun în cărca noastră o grămadă de lucruri. N-am putea oare acum să dăm piatra la o parte? Și dintr-o dată toată comunitatea s-a trezit ca dintr-un somn, au stabilit și de făcut și a doua zi tinerii au plecat acolo cu niște mașini date de la primărie, au dat la o parte tot ce ars de acolo, toate cenușa, toate rebuturile care erau acolo, au început să facă curat. Surorile din biserică au început să pregătească 2 mese pe zi, una la ora 10, iar una după masă. Frații au plecat acolo. Au început să adune în biserică, nu 2 metri, cât trebuia. S-au dus la familia respectivă, cu acordul proprietarului au început, el au fost de acord, au început să facă. Oamenii se uitau cum ăștia trec pe sub nasul lor. Erau rudi cu ăla, dar n-au putut ei să facă ceva, ci cum au văzut că credincioșii au mers la cineva la care nu vine la ei la biserică. I-au clădit înapoi în 2 luni de zile, au putut intra oamenii aceia înapoi în casa respectivă cu mâna aceea de credincioși. Du-te acum în satul ăla și spune, băi, pocăiți ăștia sunt niște bandiți, toți te opresc, spune, te rog nu mai vorbi așa de ei. Nu mai vorbi așa de ei, noi am văzut. Eu am văzut. În loc să se ducă în concedii, în loc să-și cheltuiască banii pe-a lor, o cheltuit cu unul care nici nu merge la ei la adunare. E ruda mea, te rog să nu mai vorbești așa. Ce au făcut oamenii ăștia? Au dat piatra la o parte. De foarte multe ori, frații mei, credem că suntem pe meleagurile astea doar pentru a câștiga euro. Nu. Am fost chemați aici să dăm piatra la o parte. Ca Evanghelia lui Hristos să aibă acces la vecinul tău, să aibă acces la colegul tău de muncă. Că Hristos are aceeași putere, slăvit să fie Domnul. Că dacă e piatra la o parte dată, Hristos nu îl învie pe jumătate. Îl învie, totalmente îl învie. Dar dacă piatra nu-i dată la o parte, ei rămân morți și noi spunem, măi, mieroasă de la ăștia, de numă. Să vezi prin ce și distracții fac ei și păcate fac. Ne înfioară. Dar ce vrei de la un mort spiritual? Asta e starea lui. Nu poți să schimbi cu nimic toată situația asta. Dar dacă dai piatra la o parte pentru un gest de genul acesta. În comunitatea noastră s-au întors mulți băieți care au plecat cândva singuri. Bani Italia, bani Spania, s-au dus pe acolo. Au învățat meserie și au venit înapoi. Când au venit înapoi, au format echipe de lucru, de exemplu, în Egipt. Ei bine, băieții ăștia lucrează. Au pe lucru vreo 2 ani de zile. Prins de lucru în continuu. Dar sunt niște băieți care lasă loc vorba românului de bună ziua. Când îi cheamă cineva, de exemplu îi cheamă un domn să le facă ceva în casă, ei vin și le prezintă foarte clar cât costă rigipsul, cât costă manopera, cât costă toate alea pe factura aceea dinainte, le-o prezintă tot. Și ăsta bucuros spune, intrați la lucru. Oamenii mai lasă prin casă așa câte un semn pe la sertare, mai lasă prin casă câte un semn pe undeva ca să vadă dacă ăștia mai cotrobăiesc și prin altă parte. După care omul pleacă de acasă, el cu nevasta pleacă, copiii la școală, ăștia intră în casă la lucru. Intră în casă la lucru, lucrează până seara, seara când se întoarce proprietarul găsește o scrisorică acolo, spune am dat dulapul respectiv la o parte, după dulap am găsit 100 de lei, erau pierduți acolo, i-am pus acolo. În cutare loc am găsit următorul și pus și el acolo. Verific ăsta, sertarele toate sunt la locul lor, nu a umblat nimeni acolo. Când a intrat în casă, nici nu s-a cunoscut că ăștia au fost la lucru. A doua zi vin, a treia zi vin, la fel, la un moment dat termină lucrarea. Când termină lucrarea, vine proprietarul și spune, băi băieți, sunt foarte mulțumit de lucrul ăsta. Cât costă? Dar v-am spus cât costă. Băi, dar eu vreau să vă plătesc mai mult. Nu-i cazul să ne... Băi, eu vreau neapărat, sunt foarte mulțumit de ceea ce ați făcut. Nenea, noi nu vă luăm mai mult, noi vă luăm mai puțin. Cu 300 de lei sau cu 500 de lei vă luăm mai puțin. Băi, dar nu se poate, băi, vreau eu să vă dau așa mai mult. Nu, nu, la noi o să fie evangelizare. Și când e evangelizare, noi vrem ca toți clienții noștri pe care i-am avut și care au fost mulțumiți să vie aici la noi, să asculte Evanghelia în serile alea. Băi, oricum vedeam la voi, la evangelizare. Nenea, nu e problemă de asta. Rămâne cum am stabilit, să avem și noi bucuria.
Ți-a plăcut cum a ieșit? Da. Bun, lasă-ne și pe noi să ne bucurăm de lucrul ăsta. Și dintr-o dată, știți că la evangelizare în anumite comunități apar oamenii ăștia acolo, pentru că cineva a știut că 300 aia de lei Dumnezeu îi dă din altă parte. Dar a știut cum să lucreze? Dar am întâlnit și băieți, tot de-a noștri, care vin la adunare. Se uită, spune cât costă ca să prinde lucrarea, după care se uită, el spune, băi, dar ăsta are robinete cu spoilite în aur, domnule, sau în argint, nu știu asta. Eu văd ăsta, uite, ce televizor mare are, doar da bani, înseamnă care bani, înseamnă care cutare. Și lumea, dintr-o dată, domnule, s-a mărit costul la holciuruburi, s-a mărit costul la celălalt, s-a mărit costul, băi, oameni buni, dar noi am stabilit o treabă, nu cum, domnule, s-a mărit costul, înțelegi, vrei să mai faci sau nu, cu casă jumătate răschită deja, înțelegi, ăsta-i pune, vrei, noi plecăm acum, gata, nu mai lucrăm. Păi, dar cum să mă lăsați voi așa? Păi, da, dacă accepți. Și la un moment dat ajunge omul și spune, băi, v-am chemat, ați venit, ați lucrat, cum ați lucrat, nu mai comentez, mă bucur că plecați, cât costă. Păi, că am stabilit. După care, bun, după care se întoarce unul, nenea, avem și evangelizare, nu vii la noi? Lăsați-mă. De ce? Pentru că n-a dat piatra la o parte. Știți că unii din colegii voștri, din prietenii voștri, din rudile voastre, sunt morți spiritual și știți asta. Știți că Hristos poate să-i aducă la mântuire și te-a chemat de câteva ori să dai piatra la o parte prin anumite gesturi, dar ți-au plăcut mai mult banii decât sufletul lui? Efectiv, ai lăsat o dâră care nu trebuia? Avantajul în pocăință și în adunare când ne mai putem pocăi, slăviți să fie Domnul. Când timp și eu vorbesc aici, dacă aș avea descoperire, m-aș duce la tine și te-aș strica în plină biserică că ai făcut treaba asta. Dar Duhul Domnului e bun. Mulțumesc Domnului că nu mi-a dat darul ăsta. Vine prin Duhul Sfânt și spune, și tu ai făcut așa. Și acum nu trebuie să-ți spun eu. Tu deja pe mintea ta Duhul Sfânt îți spune, nu știi cum scăpi de Duhul Sfânt. Dar în seara asta ne putem pocăi toți. Doamne ajută! Pentru că primul lucru pe care îl putem face privitor la domeniul acesta este să avem o mărturie bună. Să ne unim, să dăm piatra la o parte și apoi să lăsăm liber accesul Domnului Iisus Hristos la cel mort spiritual. Al doilea aspect privitor la înviere este de maturizare, frații mei. Odată ce un om este înviat de Domnul Iisus Hristos, el e viu, dar are nevoie să maturizeze, are nevoie să crească. Atunci când cineva vine la credință și e înviat de Domnul Iisus Hristos, se produce în viața lui ceva special. Și în primul rând este lucru care vreau să-l subliniez, persoana respectivă trebuie hrănită. Ascultat ce spune Biblia la învierea fiicei lui Iair, Luca capitolul 8 cu versetul 54 și apoi 55. Dar el, Hristos, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Un om viu poate mânca și chiar dorește să mănânce. În momentul în care suntem înviați de Domnul Iisus Hristos, în terminologia biblică, născuți din nou în împărăția dragostei Fiului Său, în momentul acela, noi avem nevoie de mâncare. Și Biblia spune, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Ori, iubiții mei, când suntem înviați sau născuți din nou, noi suntem prunci spirituali. Am fi vrut să fim mai mari, dar suntem prunci spirituali. Știu că odată trecea un autocar cu turiști prin munții Apuseni la noi, pentru un sat părăsit de tineri de acolo, care probabil sunt la Trosigen, prin Germania sau prin altă parte, și autocarul la un moment dat a oprit și a coborât turiștii aia cu un aer de superioritate așa și a văzut un bătrân cu un clop așa pe o parte, pe cap și l-a întrebat pe bătrânul prin translator, în satul ăsta, cu alte cuvinte, amărât a văzut-o, s-a născut vreodată vreun om mare? Și bătrânul de după ostrețele gardului spune, nu, la noi în sat care s-a născut tot a fost miși prima dată. Au avut dreptate, nu-i așa? De foarte multe ori cam așa luăm. Noi ne uităm la personalități mari, dar toate personalități mari au fost niște prunci neajutorați. Ei, când noi suntem mântuiți și salvați, devenim prunci în Hristos. Pruncul are nevoie de hrană. Pruncul are nevoie să fie hrănit. De aceea spune Biblia să doriți laptele duhovnicesc, de competența mea, pentru că altfel nu cresc. Îmi prelungesc copilăria spirituală.
Și cel mai grav lucru pe care îl vedem câteodată la copilăria spirituală, stimații mei, este momentul când începem să mergem. Ne-ar fi plăcut ca mama noastră să ne spună undeva, să ținem și noi minte, că într-o zi ne-am ridicat din mersul în așa pe jos, cum se numește, în patru labe, ne-am ridicat și am început să batem patru defilare. Pentru că știam să mergem pe două picioare dintr-o dată. Nu. Fiecare din noastră care sunteți părinți, îi spuneți copilului să spună, hai că e vremea să mergi pe picioare, hai vină la tata. Și el cumpinindu-se vine și dacă nu ești atent, faci primul cucui din viață. De ce? Pentru că cade jos imediat. Nu e în natura lui să rămână în echilibru, să rămână poziția aia. Durează un timp când pe lângă scaun, pe lângă masă, ajungi într-un sfârșit să meargă. Frații mei, când venim la pocăință, sunt domenii în viața noastră în care mergem, dar mai cădem. De aceea Biblia spune la unul dintre păstorii cei mai buni care avem pe pagină, Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, spune, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu, adică să nu cădeți pe lângă masă, pe lângă scaun, să nu păcătuiți mai. V-am scris aceste lucruri, dar dacă cineva totuși a căzut și-i copilaș, avem la Tatăl un mijlocitor. Asta este chestie de pastorații deja. Că de foarte multe ori noi avem alura asta, că atunci când am venit la adunare, gata. Frații mei, când noi venim la adunare, sunt lucruri la care Dumnezeu ne învie, dar suntem copilași. Suntem încă vulnerabili la anumite lucruri. Rare ori am întâlnit cazuri, de exemplu, ca un om să vorbim, de când m-am pocăit, efectiv, eu nu mă mai enervez. Și atenție, cu nervii ăștia nu e o chestie care o dezvolți tu. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 1, acolo, că sângele lui Hristos ne-a răscumpărat din felul de șer de vețuire pe care îl moștenisem de la... Păi dacă bunicul a fost iuti, dacă tata a fost iuti, eu? Imediat îs la fel. Bun, pe mine mă mântuiește Domnul, mă salvează. Credeți că în momentul când m-a salvat Domnul, eu merg la reluare? Pentru că tata, bunicul iuti, dar pentru că m-a mântuit Domnul, merg la reluare. Ce faci? Uite așa pe aici, de unde? De unde? Eu sunt mântuit, salvat, dar sunt iuti. Ei, cu iuțala asta, eu trebuie să vin înaintea Domnului. Ăsta e domeniul meu slab și fiecare trebuie să-și vadă domeniul pe spița lui, ce moștenește, că nu ești tu vinovat. Astăzi, alții sunt pe latura cealaltă. Bunicul fura, tata fura și el îl enervează când tu stai, e mântuit, e salvat, e în adunare. Dacă tu pui telefon ultramodern pe scaunul din față și te mai rogi cu ochii sus, cu mâinile sus, e ispitit toată slujba. Ori v-aș ruga să fiți atenți la aspectul ăsta. De aceea aspectele acestea trebuie ținute cont, pentru că omul e venit acum la credință și copilașul, până apucă să meargă, el mai cade. Bine, acum voi aveți copilași, cum am avut și eu mici, așa. Mergi în copilașul ăsta, de exemplu, mergi acum. Dar, măi, aș vrea să fie mai mare, începi galeria. Hai, crești. Hai și fraților și voi, să facem galerii, poate crește. Nu, la copilași trebuie să-i dai mâncare și crește singur, slăvit să fie Domnul. La credincioși crezi că e altfel? Ai venit la pocăință. Ai anumite lucruri în care ești disponibil, vulnerabil să cazi. Ești vulnerabil să greșești. Ei, din domeniile acelea trebuie să fii atent. Și apoi hrănește-te cu al Domnului cuvânt, pentru ca să poți deveni tânăr. Dați-mi voi să vă citesc ce spune Apostolul Ioan. Spunea despre copilaș. Acum vă recitesc versetul 14 din capitolul 2 din 1 Ioan. Spune Sfânta Scriptură în felul următor. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Amin. Dar care e diferența între copii și tineri? Tinerii sunt copiii care au crescut. În timp ce copilașilor li se spune, și uitați încă o dată, versetul 2 și vi spune, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Domnului. Dar de ce nu li spune la tineri asta? De ce nu li spune la părinți? Pentru că starea de copilărie spirituală este o stare de vulnerabilitate când greșești, când păcătuiești în anumite domenii. Și ai o stare de copilărie spirituală. De aceea Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, de exemplu, despre credincioșii de acolo, și hai să vă citesc lucrul acesta, cum îi considera el pe credincioșii din Corint. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, spune Biblia așa, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duomnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în
Hristos, asta e egal. El e viu, dar încă e lumesc, încă e firesc, încă e copil spiritual, încă poate greși. Și de aceea apostolul spune copilașilor, dacă ați păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor. Vă scriu copilașilor ca să știți că păcatele vă sunt iertate. Dar la tine nu le mai scrie asta. La tine le spune, vă scriu pentru că sunteți tari, cuvântul lui Dumnezeu locuiește în voi și ați biruit pe cel rău. Diferența este că a crescut. Dacă nu vii la biserică, dacă nu citești Biblia, dacă nu te hrănești cu laptele curat, ai să ai o copilărie prelungită și la rugăciunile noastre când ne rugăm, de exemplu, Doamne, oprește războiul din Ucraina, amin. Doamne, binecuvintează România, amin. Doamne, iartă-ne de păcate, amin toți, o grămadă de copii. De ce? Pentru că toți au domeniul unii cad pe lângă masă, pe lângă scaun, pe lângă perete, au domeniul în care cad. Ori maturizarea înseamnă să mănânci din hrana spirituală, să crești, să ajungi tânăr și să mergi pe picioarele tale. Mi se întâmplă câteodată, mă duc la evanghelizări și, cum aveți dumneavoastră, cabluri pe aici, așa, mai lasă frață cablu și în timp ce eu predic, de exemplu, o soră de aici are copilul de 2 ani și îl trimite la taică sub partezeală. Îi du-te la tata, du-te la tata, partezeală. Și apoi copilul se duce la tata, deci nu se uite că e cablu pe jos. În timp ce se duce la tata, se împiedică și cade copilul. Ce credeți că avem spectacolul asigurat deja? Dacă nu vine tata sau un om de ordine să le iei de acolo, el pânge, țăpă, se dă în spectacol. Nu zici că stacă din gură sau ceva. Nu. El acolo consideră că e locul lui ca să se desfășoare. La aceeași slujbă, când se încheie slujba, frații spun, după ce se încheie rugăciunea comună, un frate va duce microfonul lui fratele cutare care va încheia. Vine un tânăr de 14 ani tot din biserica aia, se duce să ducă microfon, nu vede nici el cablu. Cade jos. Cât credeți că stă jos? Nici nu-ți dai seama că nu-i dispărut de acolo. De ce? Diferența e de vârstă. Diferența e de vârstă. Viu, dar copil. Soluția este să crești. Și eu n-am înțeles foarte multă vreme. M-am luptat cu anumite lucruri care nici eu nu eram vinovat, le-am moștenit din altă parte. Nu înțelegeam de ce există vulnerabilitățile respective, nu înțelegeam. Până Dumnezeu mi-a spus, stăruiește, învață, hrănește-te din cuvânt, hrănește-te din părtășie, mergi la adunare, rămâi credincios în adunare. Că copiii câteodată, dacă le-ai luat jucăria, gata, gata, el nu mai, le-ai luat jucăria. Jucăria pot fi ordinare, pot fi comitet, pot fi orice, le-ai luat jucăria, s-a terminat, nu mai poate. Dar la copiii trebuie să crească și când ajunge tânăr și visul este să ajungă părinte spiritual, să poată să nască pe alții prin puterea lui Hristos la credință. Primul aspect pe care l-am subliniat, frații mei, este să ne hrănim ca să creștem spre cele desăvârșite. Doamne ajută! Al doilea aspect pe care îl subliniez din textul ăsta Bibliei și care tot îi dă datoria bisericii, este să dezlege. Uite-l pe Lazar, viu, dar legat. Și Domnul nu spune, am să mă rog tatălui să trimit o ploaie așidă, să-i ardă legăturile lui, să poată și ăsta alerga, munci, lucra. Nu, nu. Spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și asta e treaba bisericii. Foarte mulți oameni care vin la pocăință, revin cu ideea de mai înainte, sunt legați. Sunt legați de anumite apucături, de anumite obiceiuri, de anumite stări de lucruri și biserica știe că îi viu, îi place adunarea. Vine la adunare, dă-i legat. Și noi avem datoria să-i dezlegăm și ei să se lase dezlegăm. Sunt frați de ai noștri care predică Evanghelia, știu că-s legați, dar gândiți-vă să fii tu, cum, de exemplu, evreii, cum înfășurau pe cei care erau decedați. Că există un text biblic aici foarte frumos în Evanghelia după Ioan, când niște ucenici au văzut jos ceva. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 5, spune așa. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Spune Scriptura, versetul 6, Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză și făcute la un loc. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el, a văzut și a crezut. Ce a văzut de a crezut? Ce a văzut? În primul rând a văzut fâșiile ale jos.
Acum imaginați-vă dumneavoastră cum îmbălsămau evreii prin niște fâșii de pânză de 10-15 cm, înfășurau pe mâna asta la decedat, pe mâna asta la decedat, pe piciorul drept, pe piciorul stâng, pe abdomen, până la gât, tot așa. Numai pe cap puneau un ștergar. Acum, ca să poți da fâșiile cele jos de pe un mort, trebuie să le desfășori. Trebuie să le desfășori. În cazul lui Iisus nu s-au desfășurat. Cert. Este că Domnul Iisus a ieșit ca dintr-o casă, lăsând fâșiile de pânză jos. De aia au văzut și a crezut. Că nu poți să ieși din niște fâșii înfășurate, să le lași acolo ca o carcasă care rămâne și tu să ieși de acolo. De aia a văzut. Ei, ăsta a ieșit cu fâșiile alea înfășurat și pe picioare și pe mâini. A ieșit afară. În mod corect, te duci la el și începe a desfășura. Dacă ai o foartică, finuță, așa, să nu-i tai pe ele. Dar dacă tu pornești drujba și spui, eu te desfășor acum, îți dai seama că prinde vitezul omul. Sunt foarte mulți, frate, uite, eu vin să-ți arăt prin adevăr, să te mir că toată lumea fuge de tine, că aude motorul la drujbă. Ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem înțelepciunea de a ajuta pe oameni, de a ne apropia de ei. Și pentru asta este biserica, frații mei. E simplu să vii la frați, să spui, frații mei, eu nu am o problemă. Eu am întâlnit comunități unde sunt oameni, vă dau exemplele astea că le-am folosit deja, sunt oameni care spun, frații mei, eu nu am o altă problemă. Tare repede în sare țandură. Nu pui tu întrebarea și eu am câteva răspunsuri. Nu totdeauna sunt bune, dar eu le am deja. Și când e adunare generală sau ceva, parcă am un arc de desubt. Eu să răspund, eu să contrazic, eu să spun, mă puteți ajuta cu treaba asta? Și față spun, da, te ajutăm noi. Bun. La următoarea adunare sau sfat frățesc, cineva ia cuvântul. Nu au luat oamenii mai în vârstă, nu au luat cu tare, ăsta să vorbească. Și frate spun, ușurel, ușurel, ai demaraj mare, dar ușurel. Deși să te faci tu de râs acum, să faci râs nevasta, copiii, lasă, da, mi se dă, știu că ți se dă, tocmai de ce te stai. Stai liniștit așa, bun. O dată, de două ori, eu vin la dumneavoastră în vizită. În vizită. Îl găsesc pe ăsta, tot așa, nu, tot se bagă, ca musca în cilindru, tot se răspunde el. Vin peste 2 ani de zile. Știți că îl găsesc un om liniștit și calm? Și spun, dar de ce nu mai? M-au ajutat, frate. Dacă nu, am întâlnit pocăiți nervoși care așa au murit. Spuneau, frate, băi, în fața lui și a trenului trebuie să dai la o parte. Când e nervos, nu stă în fața lui. Dar Biblia spune, măi, orice mânie, orice uițime, să piară, măi. Cum de-ai rămas tu în situația asta? Pentru că nu și-a recunoscut legăturile și așa au rămas. Ori ați recunoaște legătura înseamnă asta. Se întâmplă că vin în bisericile noastre oameni care s-au ocupat cu transferul banilor din buzunarul altuia în buzunarul lor. Și vin, se pocăiesc, vin aici la credință. Ei sunt, când văd un lucru nipăzit, pentru ei în numele Domnului ăla. Înțelegeți? În terminologia nouă. Foarte dificil vin aici, v-am spus, văd telefoane ultea moderne, câteodată mai asistăm, mai ales pe timp de iarnă, vin frață să duc și omul își cumpără o geacă mai călduroasă, când anunțăm la urmă, frații mei, cineva s-a îmbrăcat cu geaca altcuiva. Vă rugăm frumos să o aduceți înapoi. Bineînțeles că dacă la om îi potrivește, pentru ce să o mai duc el înapoi? Chelarii, duhul ăsta de a lua, se numește cleptomanie în termeni psihologici. Că dacă ăsta s-a pocăit și are legătura asta, el când vine la tine, măcar un pic să-ți iei, măcar o piuliță să iei de acolo, să aibă el o mulțumire sufletească că ți-o știți ceva de acolo din zonă. Ei, starea asta trebuie să-ți mărturisite, băi, frații mei. Asta au fost bunicul, asta au fost tata, asta-s eu. Eu s-a tras de gești, de pixuri, de cutare. Mă ajutați? Noi te ajutăm. Și frate, întreabă, fratele meu, ai mai fost pe undeva, ai mai strâns ceva? A, m-am fost așa. Bun, ți-ai reparat mașina, nu? Da. Și ai fost, s-a reparat, îți place? Da, un frate de-a nostru a reparat. Și ai luat de acolo? Păi a luat-o șurubel, zice, oricum vrei să o arunci el. Nu, mergem să o duci înapoi, o aruncă el, nu o iei tu. O duci înapoi. Bun. Azi, mâini, poi mâini, veghind, știi că omul ăla scapă de legători? Știi că omul ăla aleargă? Foarte interesant că vin anumiți oameni în anumite comunități din mediul interlop, vine cu legăturile pe ei, zvii, cântă, doresc să fac o grămadă de treabă, dar ei sunt legați, bieță. Nu s-apucă nimeni să-i dezlege. Păi, stai acolo. Ca ploua, poate ai putrezi legăturile, poate s-a întâmplat vreo mânâne, dar tu stai acolo. Bun, în un moment dat omul ăla se mută din comunitatea aia în altă comunitate. Ăia s-apucă, taie legăturile și dintr-o dată auzi de un cântăreț, auzi de un predicator că uimește. Păi asta a fost la noi. Da, a fost la voi, dar ați nu legat. A fost la voi.
E drept că a fost acolo. Dar în altă parte se poate desfășura. Pentru că atunci când ne mântuiește Domnul, avem potențial în noi, dar suntem legați. Și datoria de a dezlega este a bisericii. Iar dacă biserica nu o face, avem o grămadă de oameni vii, legați, care nu sunt buni pentru muncă. Nu sunt buni pentru muncă. Sunt multe legături care există. Acum, dumneavoastră, trebuie să vedeți aspectele astea și să le prezentați, pentru că nu scăpați de ele. Degeaba le băgați sub preș. Frate, te-am văzut în cutare zi, erai într-un restaurant și servea aici. Cine ți-a spus chestia asta? Dar și tu n-ai treabă? Tu n-ai și vedea? Bun, ascunde-o. Mâine, păi, mâine te vedem, cauți drumul dintre cele două șansuri de pe marginea drumului, că nu-l mai găsești drumul. Pentru că cineva a vrut să-ți spună ceva. De el l-a întrebat dacă n-are neamul. N-a întrebat dacă nu-și va de treabă. Ori, stimații mei, dacă avem anumite vulnerabilități și nu suntem toți vulnerabili în același loc, vină la frați, prezintă-le situația. Ei veghează asupra ta, tu veghezi asupra lor și în modul acesta creștem, Doamne ajută. Mulți sunt legați de muzica lumii acesteia. Au în mașină și cântările fraților groza, dar și manele creștine, cum v-am mai spus eu, că au tot felul. De-aia ne prezentăm la biserică și învățăm să cântăm. De-aia. Pentru că muzica formează un popor. De-aia trebuie vegheat la aspectul acesta. Și e nevoie ca în biserică să cântăm împreună cu toți ceilalți. Există stiluri de muzică care merg aproape să fie manelele creștine, așa numite, așa și o să vezi dintr-o dată capătă înviorare, pentru că el are segmentul celălalt care e foarte apropiat de el. Ori în casa Domnului înveți o muzică corectă, o muzică care te îmbie la închinare și trăiești starea asta de lucruri. Sunt aspecte la care trebuie să te dezlegi și să-i rogi pe frați să vegheze asupra ta. Doamne ajută! E foarte frumos dacă îi ai pe oamenii aceștia. Eu când am preluat pastorația la Dumbrăveni, frații mi-au spus că nu știu ce faci dumneavoastră, dar noi suntem pe urma dumneavoastră. Când am împrumutat bani, m-au întrebat frații dacă i-am dat înapoi. Când am plecat și am promis ceva cuiva, m-au întrebat dacă m-au ținut de promisiune. Și acum o fac. Dacă alții mai buni ca mine, proroci și păstori, s-au dus și nu mai au zis decât din numele lor și își întemeiază propriile biserici, că în cult nu mai pot sta, și dacă eu pot să vă predic fără coz aici, e din cauza nu că eu n-am fost ispitit ca toți ceilalți colegii mei păstori, nu, ci pentru că am avut oameni care au vegheat asupra mea. M-au întrebat ce fac. Aș vrea să te întreb, tu ai pe cineva care te întreabă, ce faci? Nu e așa că te deranjezi când cineva întreabă, băi, n-ai fost dimineață la biserică, ai fost bolnav? Dar știi doar din capul. Ei, asta e o rețetă sigură, că cândva cineva te va ataca. Spun ciobanii că atunci când lupul vine la turmă, nu se repede în mijlocul turmei. Ia o oaie care mai pe laturi, așa, care găsește iarbă mai verde spre pădure. Și când vine lupul, vine paralel cu ea, își înfinge colții după cap și cu coada o mână la pădure, la iarbă verde. O duce sigur acolo. De ce? Pentru că e separată. Când cineva te întreabă unde ai fost la biserică, de ce nu vii la cor, de ce nu vii în cutare, bine, te poți izola, dar cineva te urmărește și cineva nu mai ajunge la Dumnezeu, că a fost exilat de acolo, dar știe că Dumnezeu a plătit un preț grozav să aibă un copil în lumea asta, așa ești tu. Și dacă poate să-L lovească pe Dumnezeu nimicindu-te pe tine, o faci și cu plăcere. O faci cu plăcere. De aceea spune Biblia, nu dați prilej diavolului, ori prin stările noastre, prin păcatele noastre, prin adicțiile noastre. Noi îi spunem lui diavolul când ne atacă și el nu se lasă invitat prea mult. Într-o zi ne va termina. Va scoate de sub preș tot ce am ținut ascuns. Și nu contează cine ești. Te faci de râs la bătrânețe. Pentru că corect este ca între frați să vii să spui, oameni buni, îmi umblu ochii aiurea. Îmi umblu, cercetați-mă, ajutați-mă, rugați-vă, mai întrebați-mă, eu-s viu. Vreau să slujesc Domnului, dar mi-o umblu ochii și nu-s vinovat eu. Bunicul a fost ce-a fost, tata nu a ratat nimic și eu m-am pocăit. Dar eu mă prind de vremea când mă uit unde nu trebuie, la nevasta altuia. Ajutați-mă! Și vin frații și încetul, încep a desfășura legăturile și dintr-un om care putea ajunge un păcătos, ajunge un rob, un rob al Domnului, un vas de cinte sfințit, folositor stăpânului său, slăvit să fie Domnul. Vă spun lucrurile acestea că dacă noi nu ne lăsăm dezlegați,
de frați. Dumnezeu mai are metode. Spune Sfânta Scriptură că în Valea Dură a fost înălțat un chip mare și împăratul a spus când toată orchestra, fanfara mea va cânta, toată lumea să plece. Trei au rămas în picioare. Împăratul a crezut că n-au auzit bine, că n-au știut exact condițiile. O să vă mai repet o dată. Pentru voi îi pun pe ăștia să mai câte o dată. Pentru voi. Și nu-i cazul. Noi oricum nu ne închinăm ție. Împăratul nervos că a fost sfidat pe față cu atâția, cu atâția spectatori, deranjat, o pus să încălzească cuptorul de 7 ori mai mult. După care i-o prins pe ăștia, i-o legat cu hainele lor, cu izmenile lor și-o aruncat în focul acela. Focul fiind atât de puternic, au ucis pe loc pe tot cei ce au aruncat acolo. După care împăratul a dorit să vadă, probabil printr-un vizor ceva, să vadă acolo 3 grămăjoare de cenușă din ce-o mai rămas din ei. Dar el speriat spune, n-am aruncat noi 3, acum sunt 4 și al 4-lea este, are forma sau chipul unui fiu de Dumnezeu. La un moment dat îi roagă să iasă afară. Când ăștia ies afară, ne arată Scriptura că focul nu s-atinsese nici de un fir de păr, dar arsese doar legăturile. Doar legăturile. Sunt lucruri la care ții, îți plac. Dacă nu ești atent, Dumnezeu te trece și focul îți va arde legăturile. Te va durea. Nu atacă altceva, dar legăturile. În comunitatea noastră am avut un frate care a fost în lume împreună cu soția lui, avea o casă bună, avea moară, avea pământuri, stătea bine financiar. Omul acesta vizitase diferite locuri din lumea aceasta pe timpul acela și la un moment dat Dumnezeu l-a înviat și l-a adus la viață, slăvit să fie Domnul. Numai că lui îi plăcea să vadă, să discute de chestiile astea. Când mergeau frață să discute cu el, el spunea câți bani câștigă de la moară, ce îi produce terenul cu tare, ce afacere profitabilă a făcut acolo. Și discuta de aspectele astea într-un mod, dacă vrei să vorbești biblic cu el, ajungeai oricum la bani. Ajungeai la proprietăți. La un moment dat, omul acesta, care era de altfel, nu aveam ce-i reproșa, dar era singura lui problema asta. La un moment dat nu se simte prea bine. Se duce la Suceava, de la Suceava este trimis la Cluj, la un institut special, pentru că a observat o formațiune tumorală în tupul lui. Se duce la un doctor, profesor acolo și ăla îi spune, domnule, într-adevăr așa este, aveți o formațiune tumorală care trebuie extirpată, dar se poate face prin 2 metode. Metoda clasică presupune tăiere cu bistuiuri, recuperare mai grea, dar există o altă metodă, mai recentă, era pe timpul respectiv, spune el, prin metoda prin laser. Când putem arde celulele tumorale, nu există incizie și nu există risc de infecție, după aceea și recuperare e mult mai ușoară. Asta îi spune, domnul profesor, dar scuzați-mă, eu am cu ce, nicio problemă, rezolvați numai problema prin așa. După care, după ce au venit la spital, m-am dus pe la el și îmi povestea, frate, Virgil, am vorbit cu profesorul, i-am spus că eu am bani, eu am cu tare, așa, s-a rezolvat problema. Și după aceea m-am dus la terapie intensivă. Acolo erau niște perdele așa albi, eu eram pe patul meu, pe stânga și pe dreapta erau 2 operați de același doctor, răcneau aceia din numai, răcneau. Și eu din patul meu, spuneam, încă eram sub anestezie, spuneam, vezi dacă nu au avut ăștia bani, uite, vezi, eu operat cu bisturie, uite ce răcnesc. Uite, da, asta e situația. Ce să faci? O să, eu nu știam că mie încă avea efect anestezia. Când mi-a trecut anestezia, îi depășam și 2. L-a răcnit acolo în zona respectivă. În noaptea aceea am știut că mor. Spunea el, la un moment dat, atât de mari erau durele și țipam acolo, că el alți 2 cântau, țipau pe alte voci, el țipa pe a lui, era solo. Acolo și la momentul respectiv, o zis că am simțit că a ieșit din mine. Pentru prima dată mi-am văzut trupul cu o rămas acolo. După care am fost aspirat așa și dus pe o câmpie verde, am văzut acolo în față un palat de o splendoare extraordinară și o muzică ce venea de acolo și am văzut oameni îmbrăcați în alb care plecau spre palatul acela. Când am văzut muzica aceea și palatul ăla, am zis că mă duc acolo, că acolo e locul meu. Știam că aparțin acelui loc. Dar în fața palatului era un rând de soldați, așa cum îmi spunea el, cum erau în cărți de istorie, soldați romani cu platoșele alea, ăștia aveau vreo 3 metri, platoșele alea toate aurii pe ei, erau impunători, dar toți stăteau umăr în umăr, n-aveai cum să treci de ei. Dacă îmi venea unul de la îmbrăcat în alb, se puneau picam 2 câte 2, lăsa streac așa pe mijloc, după care reocupa și șirul era complet. Deci când am văzut că așa se ajunge, m-am dus la 2 din aia. Nu-ți dădeau la o parte. Am crezut că ăștia nu pricep. M-am dus la alți 2 din aia, tot din șirul ăla. Nu spuneam. Când mă chinuiem cu a 3 la rând, cu soldați să dea la o parte, m-am trezit înapoi în corpul meu.
eram rece. Am început să-mi încălzesc mâinile, mi-am dat seama că am făcut o vizită în afara trupului și mi-am dat seama ce mă așteaptă, mi-a arătat Dumnezeu. În timp ce eu eram plecat, aia doi care răgneau au murit. Și asistenta de la terapie intensivă a chemat brancardierii să-i ridice, să-i ducă la morgă. Dar brancardierii s-au oprit în dreptul meu, că nici eu nu mișcam, și au zis să-l întreba asistenta: doamna asistentă, tu mi-a dat spui de doi, de aici sunt trei, care din ei? Și eu le-am spus: eu încă nu, îmi povestea, fratele, eu încă nu. El știa ce știa. O venit acasă, după ce a venit acasă, îmi povestea lucrurile astea. Am mai avut nu știu câte operații de același durere și intensitate ca operația dinainte. Când s-au dus ultima dată, eu eram pe la Timișoara atunci, când s-au dus ultima dată frații, colegi păstori la el să-i dea cina Domnului, l-a întrebat: frate Costică, ce mai face? Cum îi iese cu moara? Îi lăsați-mă cu moara. Dar pământurile alea care dumneata le produceai și aveai și veneau, nu mă mai interesează. Dacă mă interesează un lucru, este când mai ajung o dată în dreptul la soldații ăia să dea la o parte, să mă lasă să ajung în locul pe care mi l-a arătat Dumnezeu. Ce anume l-a făcut dintr-un om atât de materialist, de doritor, să-și dorească un loc ca acela? Focul. Nu, sper să n-ajungeți la soluția aia. Aveți frați și surori care vă iubesc. Eu îi rog pe tineri să meargă la părinți. Merge și spune: mamă, aici mă confrunt. Ai pe cineva apropiat. Câtă vreme ești tânăr, rezolvă problema. Rezolvă problema. Câtă vreme ești proaspăt venit la credință, cere ajutorul bisericii. Pentru că, stimații mei, trebuie să te maturizezi. Trebuie să ajungi tânăr. Și când ajungi tânăr, nu mai cazi. Și dacă cazi, te-ai ridicat imediat, că nu-i locul tău acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu te cheamă să fii părinte, să simți cu altul care se naște pentru Hristos, să-L încurajezi să mergi mai departe. Frații mei, astăzi gândurile care le-am avut din partea Domnului pentru dumneavoastră, scuzați că am depășit 2 minute, să mă ierți, frate. El mi-a dat mai mult, ați văzut? Domnul să vă binecuvinteze, mi-a părut bine. Când va mai rândui Domnul, vom mai fi împreună. Până atunci, să ne ajute Domnul în locul în care am fost așezat să creștem spre cele desăvârșite. Amin.